Evenimentul a fost anunțat la 112 de un vecin al femeii de 60 de ani, care este și rudă cu pensionara. Pompierii și un echipaj de la Smurd au ajuns la fața locului, constatând că, de fapt, au intervenit degeaba. Da, degeaba, dar nu se poate ști niciodată ce găsim în interior. Pompierii au fost nevoiți să spargă ușa ca să vadă dacă bătrâna se află în apartament. Pagubele vor fi suportate de vecinul care a alertat pompierii. Nu a avut certitudinea că persoana cea care a zicea dânsul că este în interior, este în interiorul apartamentului și, din fericire, persoana nu este în apartament. Urmează ca ușa să fie reparată de către cetățeanul care este rudă cu respectivul și noi ne întoarcem la bază. Femeia locuiește singură, iar cele două fiice ale sale sunt plecate la muncă în Spania. Deocamdată pensionara nu a fost găsită. Vecinii susțin că nu au mai văzut-o de două zile. Dacă a plecat în vacanță, la întoarcere va avea parte de o surpriză neplăcută când va vedea că ușa i-a fost spartă de pompieri.